Doctorul Adrian Tetileanu, medic primar la secția de ginecologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu, a realizat în premieră pentru această secție o intervenție chirurgicală într-un caz de sterilitate practicată doar în marile spitale din țară. Pacienta încearcă să obțină o sarcină de ceva ani. A fost într-un centru universitar, la colegii noștri dintr-un departament de sterilitate. A făcut diverse investigații înainte pentru sterilitate și colegii din centru de sterilitate, vorba de Sibiu, au considerat că ar fi necesară o laparoscopie de bilanț, cum zicem noi, o laparoscopie exploratorie care să încheie capitolul investigațiilor. Practic, laparoscopia vizualizează toate segmentele aparatului genital. Intervenția a durat aproximativ o oră, deși inițial o astfel de operație se poate realiza chiar și în 15 minute. Asta pentru că personalul nu a fost obișnuit cu noua aparatură. La noi a durat mai mult. Și vă spun cinstit că a durat aproape o oră. Asemenea, gen de intervenții se pot termina. Mi-aduc aminte când eram rezident și ajutam și eu profesorul la Cluj, se pot termina și într-un sfert de oră și 20 de minute. A durat mai mult, în primul rând, pentru că aparatura este pentru prima dată în secție. Personalul mediu, asistentele, instrumentarele, se acomodează mai greu și probabil cu timpul sunt persoane care n-au văzut instrumentarul ăsta niciodată. Chiar pot să vă spun că au fost 30-40 de persoane și care vreau să se uite. La realizarea acestei operații, medicul Adrian Tetileanu a fost asistat de doctorul Bogdan Șorob, specializat în obstetrică ginecologie în cadrul unui spital din Timișoara. Colegul meu, puțin mai tânăr, are experiență pentru că a lucrat în ultimii ani, în numai asta, și lângă colegi cu experiență foarte mare în laparoscopie, de 20 ani pe care îi cunosc și eu de la diverse cursuri, a fost o întâmplare. A fost o întâmplare pentru că acest debut era programat cu unul din colegii noștri chirurgi de la spitalul celălalt. Așa a fost și plănuit. Cumva a fost o întâmplare pentru că s-a amânat, era undeva cu câteva zile înainte, planul și la într-o discuție telefonică cu colegul meu, care are un fratele medic în Târgu Jiu, da? Și tot era, așa a fost să fie, să spunem, da? Și mă bucur pentru că sper să continue colaborarea, o să merg și eu la ei cumva să nu să aibă anumite intervenții. Managerul unității medicale Tiberiu Tătaru spune că astfel de intervenții ar trebui să-i facă mai încrezător pe gorjeni și să apeleze fără reticență la medicii din Târgu Jiu. Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, prin specialiștii pe care are și aparatura de înaltă performanță pe care o deține în acest moment, într-adevăr face lucruri bune care ar trebui mediatizate, pentru că există o oarecare mică reticență la nivelul locuitorilor județului Gorj, care consideră că e mai bine să meargă în diverse clinici sau centre universitare. Din acest punct de vedere, eu consider că în acest moment, datorită specialiștilor și aparaturii, Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu este pregătit să diagnosticheze și trateze absolut orice diagnostic al pacienților care ni se adresează. Operații în premieră au fost realizate și la alte spitale din județ. Spre exemplu, la Novaci, medicul Gabriel Buciu a efectuat primele operații de protezare de șold și genunchi din Gorj.